Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară, convocată prin dispoziția 833 din 27 iulie 2017 de către domnul Lucianu Vidumicu, primarul municipiului Român. La această ședință sunt prezenți 17 consilieri, ca urmare ea este statutară și poate să înceapă. Ordinea de zi cuprinde 27 de proiecte plus încă 5 proiecte suplimentare. Înainte de a vota ordinea de zi, domnul primar dorește să ne... Supuneți la vot procese verbale. Avem 7 procese verbale pe care vă rog frumos să le supunem la vot. Proces verbal încheiat în data de 18 mai 2017 la ședința ordinară. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Proces verbal încheiat în data de 29 mai 2017 la ședința extraordinară. Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Proces verbal încheiat în data de 23 iunie 2017 la ședința de îndată. Discuții dacă sunt? Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu. Mulțumim. Proces verbal încheiat în data de 29 iunie 2017 la ședința extraordinară. Discuții dacă sunt? Cine este pentru, împotrivă, abțineri, unanimitate. Proces verbal încheiat în data de 7 iulie la ședința extraordinară. Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Proces verbal încheiat în data de 14.07 la ședința de îndată. Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Proces verbal încheiat în data de 25 iulie la ședința de îndată. Discuții dacă sunt? Votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos. Înainte de a supune la vot ordinea de zi, domnul primar vrea să adreseze câteva cuvinte. Bună ziua tuturor! Vreau să vă anunț că retrag de pe ordinea de zi de la punctul 9, anexa 2 și proiectul 14 în totalitate. Da. Bun. Atunci supunem la vot ordinea de zi cu cele 5 proiecte suplimentare, cu retragerea punctului 9 de la anexa 2 de la punctul 9 și proiectul numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos! Proiectul numărul 1, privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier. Avizul Comisiei de Validare. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumim frumos. Proiect privind validarea unui mandat de consilier. Avizul Comisiei de Validare. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Disfavorabil. Discuții? Acum. Urmează jurământul. Întâi trebuie comisiile să-și spună cum. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Domnul Arman. Să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în putere și principiile mea pentru bine locuitorul municipiului Rom. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc Consiliul Local
voi folosi experiența din mandatul anterior pentru analiza proiectelor care se aplică numai finile proprietorilor municipiilor. Vă mulțumesc, domnule. Felicitări, domnul consilier. Din momentul de față aveți și dumneavoastră dreptul la vot, astfel prezența este de 18 consilieri. Proiectul numărul 3 de ordine de zi privind modificarea componenței unei comisii. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Supunerea la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, mulțumim. Proiectul numărul 4 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri. Avizul Comisiei de Urbanism și Administrarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos. Proiectul numărul 5 privind aprobarea vânzării unor imobile. Comisia pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Pe rând. Haideți, spuneți dumneavoastră. Având în vedere că avizul nostru a fost favorabil ca și la celelalte comisii, dacă nu sunt intervenții, cred că putem să le votăm pe toate. Supuneți la vot. Care variantă? Mai este altă propunere? Da, să luăm, ca și până acum, există o cutumă să votăm fiecare nominalizare în parte. Sunt două propuneri, da? O propunere din partea domnului consilier Achirioaie, care dorește să votăm în forma inițială, practic, și o propunere a domnului consilier Holman să votăm în fiecare, pe adrese. Spunem la vot prima variantă, cea inițială. Cine este pentru? Mulțumim frumos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pentru. Vreau 10, corect. Supunem la vot propunerea domnului Holman. Deci se va vota în formă inițială. Proiectul numărul 5 privind aprobare, da. Cine este pentru? Discuții. Discuții. Poate este domnul consilier. Eu am impresia că, într-adevăr, PNL își arată forța, că aveți majoritate și transformați ședința de astăzi în o recompensă alegerilor din iunie 2017. Dacă o cutumă care este, nu s-a întâmplat niciodată să nu votăm pe articole, pe să trecem totul la un loc, mi se pare că nu este normal. Am considerat, având în vedere cum spunea și domnul Orban, că dacă nu sunt probleme să facem discuții, dacă erau niște discuții punctuale, dacă nu au fost discuții... Păi probabil că sunt niște discuții punctuale. De asta a făcut domnul. N-am prezentat de probleme. Deci cutuma până acum era așa, unde era aviz negativ de la... Când a fost un aviz negativ sau a fost... Când era aviz negativ la unul din punctele de la urbanism, atunci se luau pe puncte. Unde a fost avizul favorabil în unanimitate? La urbanism era un aviz... Consultativ. Așa este. Și aici putem să exprimăm. Dar unde aveți probleme? Ok. Supuneți la vot. Supunem la vot în forma inițială. Cine este pentru? Abțineri? Proiectul în sine, nu forma inițială. Forma inițială. Împotrivă? 12 pentru, 6 împotrivă. Proiectul numărul 6 privind modificarea. Acolo ajungeți.
Proiectul numărul 6, privind modificarea HCL numărul 147 și 148 din 26 iulie 2016. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Proiectul numărul 7, privind aprobarea inventarului parțial al terenilor și clădirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Avizul Comisiei de Urbanism. Avizul Comisiei Juridice. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 8, privind eliberarea unor licențe de traseu pentru transport public local de persoane prin curse regulate speciale. Facem o pauză să anunțăm și prezența domnului consilier Balan George, astfel prezența este de 19 consilieri. Din momentul de față și domnul consilier poate vota. Deci, proiect numărul 8 privind eliberarea unor licențe de traseu pentru transport public local de persoane prin curse regulate și speciale. Avizul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate. Proiectul numărul 9, privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri. Avizul Comisiei de Urbanism. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot. Sunt. Votăm în bloc, la fel cum s-au votat și atunci, pentru că avizele sunt favorabile în comisie. Ok. Mai există altă propunere? Cu amendamentul domnului primar de la începutul ședinței. S-a retras. S-a retras anexa 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos. Proiectul numărul 10, privind modificarea și completarea HCL numărul 83 din 13 aprilie 2017. Avizul Comisiei de Urbanism. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim frumos. Proiectul numărul 11, privind aprobarea unor documentații de urbanism. Avizul Comisiei de Urbanism. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 12, privind aprobarea programului de aprovizionare a populației cu principalele produse alimentare raționalizate în caz de mobilizare sau război. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu? Mulțumim frumos. Proiect numărul 13, privind aprobarea raportului de evaluare a Comisiei de Evaluare și Atribuire a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin curse regulate unui operator de transport. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală și Sport. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem. Mulțumim frumos. Proiectul numărul 14, privind...
este retras. Proiectul numărul 15, privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Roman. Avizul Comisiei de Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Proiect numărul 16, privind aprobarea concesionării unui spațiu medical. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Proiectul numărul 17, privind aprobarea vânzării unor locuințe. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Două persoane care participă la vot. Cine? Domnul consilier Vasiliu nu participă la vot, domnul consilier From nu participă la vot. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Mulțumim frumos. Proiectul numărul 18, privind mandatarea reprezentării municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Da. Discuții dacă sunt. Spuneți, domnul consilier. Deci propuneți pe domnul consilier Andrei Jvoglan. Alte propuneri, dacă mai sunt. Discuția. Consider, încât vedem care e situația cu bugetul local, oportun această deplasare în Coreea de Sud. Pentru că dacă ar fi fost ceva pe plan economic, ai cu religii, au mai fost anul trecut, plecați acolo și pur și simplu cât costă transportul până în Coreea de Sud și înapoi, nu cred că ne permitem bugetul local care e foarte, foarte mic. Am înțeles. Am să vă răspund eu. Da. Deci e vorba de o invitație venită din partea partenerilor noștri coreeni, oraș cu care românul știți foarte bine că este într-o relație de colaborare. În trecut, la acest summit din partea României, a mai fost fostul președinte Emil Constantinescu, deci nu e vorba doar despre un summit al religiilor, ci pur și simplu este un summit despre pace, în care lideri din întreaga lume sunt invitați pentru a susține pacea pe întreg mapamondul și implicit la nivelul comunității romanului să implementăm o serie de practici în domeniul stimulării păcii pe mapamond. De asemenea, în cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu partenerii coreeni, dorim să inițiem prin intermediul Asociației Tinerilor din Roman, prin Asociația Mușatinii și alte ONG-uri, parteneriate cu cei din Coreea de Sud, dar și din alte țări, tocmai în spiritul promovării păcii pe mapamond și să eliminăm disensiunile cauzate de rasism, de rasă, de religie, de credință și așa mai departe. Tocmai din această cauză considerăm că, având în vedere faptul că toate cheltuielile vor fi suportate de către cei din Coreea, exceptând cheltuielile și transport, nu cred eu că e o cheltuială atât de mare. Dar, până la urmă, rămâne la latitudinea dumneavoastră să nominalizați o persoană și să stabiliți dacă e oportun sau nu. Continuare, în oportun această vizită, într-adevăr, un șef al statului, au un mare oraș, dar noi suntem mult prea săraci ca să aruncăm bani pe transportul așa. Și vrem să rămânem așa? Nu, ne vom îmbogăți acum cu... Am fost anul trecut, am văzut. Unde ați fost? Nu noi. Primar. Unde? Nu a fost în Coreea de Sud. Nu, a fost acum 3 ani. Sau cu 3 ani.
ce am creat un nou punte de legătură cu un alt continent. E o problemă așa de mare. Adică nu faptul că Roma nu este promovat la nivel internațional e o problemă pentru dumneavoastră. Dacă considerați suma de 1000 de euro, care cât costă transportul, o cheltuială așa de mare din bugetul romanului, astfel încât romanul să nu fie mediatizat la nivel internațional, va mai mult, păi, dar tot sume de bani cheltuim și pe echipa de handbal când jucăm în străinătate, în cupele europene. De ce o facem? Păi, de ce nu? Dar nu e tot promovarea romanului la nivel internațional? Nu asta ne dorim? Dorim să rămânem. Și dacă am ajuns, e rău. Supunem, dacă mai sunt și alte propuneri. Nu. Fiind o singură propunere, eu vă propun să votăm cu un vot deschis, chiar dacă la regulament spune că ar trebui să votăm cu vot secret. Consiliul local hotărăște. Supunem la vot dacă sunteți de acord cu vot deschis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Ați votat cu abțineri. Supunem la vot propunerea grupului PNL în... Da, și hotărâre. Propunerea grupului PNL în speță domnul consilier Bogdan Andrie și hotărârea întregului proiect. Cine este pentru? Știi, părerea. Voi puteți? Da, sigur că da. Nu. Împotrivă? Patru voturi împotrivă. Abțineri? Nu. Proiectul numărul 19. Haideți să depășim momentul. Proiectul numărul 19 privind modificarea tarifului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale. Avizul Comisiei de Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Domnul consilier Purpân și cu doamna consilier Hadrici nu participă la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimită. Proiectul numărul 20, privind soluționarea unei contestații. Comisia pentru Urbanism. Aviz. Comisia Juridică. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri. O abținere. Domnul consilier Patrașcu. Proiectul numărul 21 privind acordarea unor titluri de cetățean de onoare ai municipiului Roman. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt, spuneți domnul consilier. Propun ca cele două propuneri, scuzați, să fie votate separat. Ok. Alte discuții dacă mai sunt. Domnul președinte, dacă tot discutăm în felul ăsta, atunci fac și eu propunerea să le votăm în bloc, dacă venim cu propunerea. Da, 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 favorabil. Da, mulțumesc. Alte discuții, dacă mai sunt. Sau alte propuneri. Supunem la vot propunerea domnului consilier Orban. Să votăm separat, fiecare. Cine este pentru? Împotrivă? 12. Împotrivă? 13. Da. Și domnul Bălan. Deci, votăm în bloc. Cine este pentru? Da? 13 voturi. Abțineri? Împotrivă. 6 împotrivă. Proiectul numărul 22. Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli
din bugetul local. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Doamna consilieră. Mulțumim. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Dar în două secunde. Spuneți, domnul consilier. Și pe ele de la Rama Vizcodă. Da, da, da. Și pe această care i-a anunțat că e citit, dacă știu de inițiativa noastră, că și guvernul le va ajuta. E bine când se pune mâna de la mână. Pentru cetățeni. Tot cetățeni. Din tot cetățeni. Proiectul numărul 23. Privind rectificarea bugetului local, avizul Comisiei Buget Finanțe. Avizul este favorabil cu anexa 1, care este modificată în punctul suplimentar. Da. E vorba de reașezarea sumelor pe capitol. Bun. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiect 24, privind aprobarea închirierii unui imobil. Avizul Comisiei de Urbanism. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul numărul 25, privind plata unor despăgubiri. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Spuneți, domnul consilier. Pentru prima dată să plătesc despăgubiri la stat. Eu n-am mai văzut cu mașini avariate datorite. Au fost cele mai multe și cele mai mari. Nu, cel mai mare. Corect. Și facem aici doar pentru cei care erau parcate reglamentate. Corect. În locuri concesionare. Ei sunt și în expunerea din modul. Proiect numărul 26. Dacă mai sunt alte discuții. Proiectul numărul 26. Privind aprobarea devizului general al facem. Proiectul numărul 25. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu. Unanimitate. Proiectul numărul 26. Privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții canalizare menajeră strada Nicolae Bălcescu și Ion Luca Caragiale. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Proiectul numărul 27, privind aprobarea vânzării unor autoturisme. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Proiectul numărul 28, primul suplimentar. Privind aprobarea unei stații de transport rutier public de persoane prin curse regulate în trafic județean. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală și Sport. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumim frumos. Proiectul numărul 29. Al doilea suplimentar, privind stabilirea salariilor de bază a funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale administrației. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Poftiți, domnul consilier Boban. Aș dori ca domnul primar, dacă ne poate explica, din creștere salariale, suntem de acord cu creștere, nu o problemă, Europa salarială
se reprezintă din bugetul primăriei Roman, care se țin minte că la votarea bugetului am avut o discuție, o ședință informală foarte bine, și s-a revenit la acest lucru. Era bine și acum se întâmple. Și mi s-a spus că numai creșterea cu salariul minim pe economie, am avut, între ghilimele, o cauză de vreo 45 miliarde. N-am mai venit nimic bani de la posibil partea mea. N-am dus cam vreo 65 de miliarde, să spun. Bun. Și nu ne-a mai rămas de, pentru investiții și dezvoltarea municipiului de Roma, decât o sumă infimă de 53 de miliarde, care pe mine, atunci, în ianuarie, februarie, că l-am discutat, m-a strâns în spate. Dacă zic, nu ne ajută Consiliul Județean pentru investiții și dezvoltare, pur și simplu nu avem bani. Iar acum, cu creșterea de bani mare, foarte bine, unde ne duce în termen? Da. Dacă deci, suntem de acord, suntem în 2018, mă refer. Dar taxele și sau ne ducem la creșterea de bani. Vă explic eu imediat tot, ca să vă mulțumesc. Discuția pe care am avut-o atunci a fost legată de acea majorare cu 20% a personalului din administrația publică. Acum, prin legea nouă a salarizării, a trebuit să venim cu această grilă de salarizare. Noi, din calculele pe care le-am făcut, ați și văzut că noua grilă se aplică începând cu luna octombrie încolo, tocmai pentru a ne încadra în aceleași sume pe care noi le-am propus pentru salarizare la începutul anului. Începând de anul viitor, sigur că această majorare, această nouă grilă, va determina anumite costuri pentru administrația publică locală. Da. Costuri care însă sunt acoperite oarecum sau vor mai veni din sumele care se încasează cu titlul de impozit pe venit, din acel 41, cota de 41,5%, care a mai crescut de la o lună la alta. Practic, obiectivul nostru este acela de a genera cât mai multe locuri de muncă pe raza municipiului Roman, pentru a avea cât mai multe resurse. E drept că, prin această lege a salarizării, am făcut în sfârșit o grilă și am eliminat din acele inechități care existau la nivelul unei administrații publice și care nu ne permitea anumite echilibrări. De exemplu, aveam situații în care un inspector principal intra cu un salariu care era undeva apropiat de un muncitor calificat, ceea ce nu era tocmai de regulă. Noi tocmai asta am vrut să facem, am eliminat aceste neconcordanțe și mai mult decât atât, le-am aliniat în această grilă care a fost discutată în două etape cu reprezentanții salariaților din primărie și care reprezintă până la urmă puterea pe care o are în momentul de față primăria municipiului. Cu siguranță vom avea și pentru bugetul de anul viitor, practic vom fi această grilă și vom avea și rezolvă. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumim frumos. Proiectul numărul 30. Proiect privind aprobarea raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Proiectul numărul 31, 4 suplimentar, proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local la obiectivul de investiții canalizare menajeră strada Nicolae Băcescu și Ion Pacaraviale și canalizare pluvială strada Nicolae Băcescu, Avram Iancu, fundătura Crișan și Ion Pacaraviale. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Discuții dacă sunt. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri. Mulțumim frumos. Și ultimul proiect pe ordinea de zi, proiectul numărul 5 suplimentar și 32 în total, proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru concesionări și servicii funerare practicate în cimitirul Eternitate. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Discuții dacă sunt. Supunem la vot cine este pentru.
Vă rog să mai votați un pic. 1, 2, 13 voturi pentru. Abține? Împotrivă? 6 împotrivă. Mulțumim frumos, astea au fost toate proiectele pentru ordinea de zi.